Hei, bună! Și am să ne auzim așa și în cuvinte, după cum ați văzut, da, sunt puțin plecată așa pe drumuri, până la Nesebar 2 zile, la o conferință, în fine, pe care o avem aici. Și am ajuns acum, este luni seară, la cazare. S-a făcut deja târziu, ori aproape 10 noaptea, că am plecat târziu din Constanța, dar am ajuns acum seara, ne-am cazat. Și mă gândeam acum că dacă tot îmi desfăceam pe aici bagajul să îmi scot chestiile cele necesare, să facem și un... Ce se află în bagajul meu? A spune și da, știu ce se află pe bagajul meu, ghearele lui Sami. Efectiv, mi-am făcut bagajul, mi-am aruncat chestiile aici și a fost gata, ca să spun așa, și am întâi de toate un sacoaș din ăsta să am ceva de pus pe deasupra, agenda mea, de care sigur o să mai am nevoie, în pouch aici, desigur, lenjerie intimă, da, sutien, hăinuțe, aici în cubul acesta, dar nu o să intru acum în ele, în astea o să ne uităm dimineața ca să vă arăt așa și outfiturile și na, cum le-am luat. Aici în porfardul acesta mi-am pus efectiv ceea ce a însemnat un trepied din ăsta micuț, bateria externă, un suport de telefon, luminița asta, cumva mi-am făcut porfardul ăsta să-l am să-l iau întotdeauna după mine, atunci când am nevoie. În fine, aici v-am spus că sunt hăinuțe. Aici mi-am aruncat, dar la propriu mi-am aruncat, chestii din astea așa necesare. Peria de porcea pe care am luat-o de curând de la Oriflame, un prosopel pentru față, periuța de dinți, pasta de dinți, un gel din acela că mi se mai întâmplă să am cârcei la picioare, un spray din acesta tot la fel pentru picioare, kitul ăsta de la mereu după mine, vi l-am tot arătat eu mereu în clipurile cu porfard, cu pilă, forfecuță, unghieră, în fine, ăsta e nelipsit cumva așa în bagajul meu și o să-mi duc și ce am de dus la baie și nu mai știu pe unde să le pun. Aici iarăși am porfardul cu ceea ce înseamnă creme din astea de față, deodorante și nu cred că s-a schimbat nimic între acesta și cel pe care l-am avut în Turcia, dar sta să-l urc eu sus pe dulap, cred că e mai ușor așa să vi-l arăt. Și am cremele de la Avont, cea de zi, cea de seară, oricum o să le duc acum în baie, crema de ochi, la fel cea de la Avont, demachiantul ăsta micuț de la Avon, l-am luat să-l am și pentru față și pentru ochi, crema aceasta Pure Skin pentru coșulețe, ce mai avem? Aici am cleanserul de la CeraVe, efectiv cel cât mai era în el, l-am luat pe la să-l am la mine, balsamul de buze de la Bioderma, deodorantul Piatra de Alaun, iarăși m-am reîntors, să zic așa, la el. Câteva dischete de machiante mi-am luat din astea simple, că pe cele textile ce mai am trebuie să le curăț și nu le aveam curățate acum. Două parfumele, ăsta mai are puțin și ăsta la fel cam jumătate și uleiul de lavandă pe care îl folosesc în fiecare seară. Și cam asta cred că e aici, aici v-am arătat. Iar aici, aici am ce înseamnă parte de make-up, dar cu asta zic să ne auzim dimineața sau poate dacă am eu timp dimineață fac un video separat, nu știu, o să vedem dimineața care e treaba. Dar da, cam astea ar fi chestiuțele care se aflau în bagajul meu. Și desigur aici poșețica pe care că v-am arătat-o în ultimul, cred că da, în ultimul haul, vlog în haul că mi-am luat-o și vă arătam și ce se află în ea. Iar aici laptopul care se află în gentuța aceasta pe care am luat-o din Turcia. V-am arătat atunci în haul-ul cu ce am cumpărat din Turcia și chiar sunt super, super mulțumită de ea. Și da, cam asta e treaba pentru moment. Neața, neața, și m-am trezit și eu așa cu ceva întârziere, pot să spun că abia la 8 m-am trezit la propriu, adică nu că la 8 m-am dat jos din pat, la 8 m-am trezit cu totul. Și m-am pregătit și eu acum, m-am machiat. Intenționam să filmez acum dimineața un get ready with me, să vă arăt și ce e în porfar, dar n-am mai avut nicio treabă, abia m-am trezit. O să vă arăt mai puțin, cred că mai pe seară sau puțin mai târziu ce am în porfar, dar până atunci machiajul acesta e și este machiajul pe care îl folosesc efectiv cred că în ultima lună mai mereu. Da, e un machiaj simplu, puțin roz, în fine, blush și toate cele. Ăsta e rezultatul final, deci nu, cine știe ce e capodoperă. Și hai să vă arăt eu și
Ce hăinuțe aveam în acel cub, adică practic ce hăinuțe mi-am luat la mine pentru zilele acestea, să am și ceva așa lejer, să am și ceva pentru una, la întâlnirile ca la care particip, să se potrivească să spun așa lucrurile. Și abia vorbesc încă pentru că am avut doar o gură de o improvizație de cafea, să zic așa. Aștept să mă duc și eu la micul dejun și să beau o cafea normală. Așa că vă las, hai să vă arăt imediat ce e în cubul acela și ne auzim cu altceva mai târziu. Bun, și v-am promis că vă arăt și în materie de haine ce-mi luasem acolo în acel cub care acum e împrăștiat și desfăcut pe pat. Păi, practic am blugii, aceștia așa foarte lejeri și bluzița pe care le-am avut ieri pe drum. Și numai bine este și singura bluziță pe care o am cu mânecuță lungă, dar oricum s-a anunțat că sunt la temperaturi ok. Aici mi-am luat pentru astăzi la conferință și bine văd eu cum le mai cuplesc pentru mai pe seară. Fusta aceasta roz pe care mi-am luat-o era într-un set din Turcia cu acei colanți care vin întotdeauna pe sub fustiță, mai ales că vreau să țină cald și cu tricoașul acesta cu mânecuță așa puțin în bufante și hai să le strâmb astea să pot să vi le arăt și pe celelalte. Varianta cu pantalonii aceștia mai nu neapărat subțirei, negri așa mai ușurei, cu bluzița aceasta bleu care îmi place super mult. Cred că din Waikiki am luat-o, la un moment dat la reduce și mai am și tricoul acesta negru, care la o adică ele oricum se mai pot combina după cum mai dorește sufletul meu, să zic. Pot să pun tricou negru la fusta aceasta și tricou negru la pantalon, dar o să fiu all black woman și nu cred că îmi place. În schimb, la blugi pot să mai pun tricou ăsta și bluzița aceasta. La pantalonii ăștia la fel pot să mai vin cu, da bine, nu cred că aș veni, că asta îmi place mai mult la fustă, dar în fine, ați înțeles ideea, se mai pot combina între ele. A, și mai am un cardigan foarte subțirel negru pe care l-am luat așa să-l am la mine, plus bluzița pe care v-am arătat aseară cu tot un bagaj. Deci, pentru 2 zile n-am nevoie de 1.000 de haine și așa mi se par multe, dar am zis că să le am cumva să le combin și cam asta și ce se afla în acel cubuleț, să mă pregătesc și eu acum și ne auzim mai încolo. Dacă tot v-am arătat așa puțin de pe afară, cam ăsta ar fi complexul. Bine, asta e harta așa cumva a complexului, e cu multe clădiri, piscine, apartamente și sincer să fiu, acum mă uit și încerc să-mi dau seama unde sunt eu. Aha, gata, am găsit. Aici sunt la Esteban, în partea asta și mai e foarte mare aici, da, asta e piscina din spate, piscina mică, aici restaurantul. E foarte simpăticuță așa și foarte, foarte mare. Asta am zis că da, dar tot v-am arătat în caz de vă interesează, cam asta ar fi zona complexului de aici. Vă spusese mai devreme că după ce mănânc și eu în fine și toate cele, să vă arăt și ce am luat în porfard cu mine și am luat porfardul acesta de la Oriflame, cel așa dublu pe care mi l-am achiziționat, cred că ultima dată, care are 2 compartimente și care îmi place, acum sincer să fiu, la prima purtare foarte mult și așa ar fi unul din compartimente, dar eu aici mi-am pus cutiuța aceasta în care am pensulele și o să intrăm imediat în ea, iar aici pe partea aceasta vi l-am mai arătat, e un unboxing atunci când l-am luat, are zonă de pensule, un buzunarel, iar buzunarul este unul foarte mare, da, este un porfag imens pentru ceea ce aveam nevoie, dar am zis că, hei, le-am aruncat pe toate acolo. Iar aici e case-ul acesta, care încerc eu să-l țin cumva pentru că are așa și o oglindă. Iar aici mi-am pus toate pensulele de pudră, de blush, de highlighter și, na, sunt puțin murdare că desigur le-am folosit în această dimineață. Pensulele de ochi, nu mi-e insist foarte mult pe ele, că sunt pensule pe care le-am mai tot văzut pe la mine prin video. Asta de pe Shein, cea de blending, care îmi place super mult și chiar e foarte faină. Cam, na, cam astea sunt. Efectiv, am trântit aici
pensule pe care le aveam așa pregătite să le folosesc acasă. Iar apoi, în cel de-al doilea compartiment, am tot ce înseamnă partea de produse, pe care la fel le-am efectiv aruncat aici. Și o să, compartimentul e tot așa măricel, iar aici în spate are și două buzunare. Și o să le iau eu, cred că cum îmi vin la mână, sincer să fiu, nu știu dacă reușesc să vi le arăt în ordine. Întâi de toate am această cremă de zi, cumva cremă de protecție solară și bază de make-up de la Revox, care îmi place super mult și pe care o folosesc înainte de a-mi aplica fondul de ten. Și hai să încerc eu să le iau totuși așa cumva în ordine. Fondul de ten pe care îl folosesc în perioada asta e cumva așa ce se află în portofelul meu și ce folosesc în perioada aceasta, pentru că sunt produsele, v-am spus, pe care le folosesc de zi cu zi. Este cel de la Giordani Gold, cel Longwear Mineral Foundation cu SPF 15 în nuanța, dar să văd eu dacă reușesc să o văd, unde ești mai Natural Beige. E cel care mi-a venit la un moment dat cadou într-un set și am zis că, ok, nu mai bine s-a potrivit atunci. Și concealerul cel de la Catrice, Liquid Camouflage, care și din el mai am foarte puțin, pentru că este chiar super folosit. Apoi, mai am aici o oglinjoară, am luat-o să o am cu mine, și pudra pe care o folosesc, cea de la Avon Color Trend, cea waterproof în nuanța Natural Medium, cea puțin mai închis așa, care se potrivească pentru perioada aceasta. Și așa arată ea și de când o am, sincer să fiu, doar o lună, cam o lună, o tot folosesc așa în continuare și în continuare. Bun, apoi, hai să trecem la sprâncene. Pentru sprâncene, kitul de la Catrice, cel cu două nuanțe de conturare a sprâncenelor, acestea sunt nuanțele și aceasta este nuanța pe care o folosesc eu cel mai des. Asta e puțin cam închisă, sincer, să cel puțin în perioada asta mi se pare puțin cam închisă, dar asta e nuanța mea favorită și îmi place super mult. Iar apoi pentru fixare folosesc acest eyebrow fix de la Ingrid, pe care l-am descoperit anul acesta la un moment dat, dar l-am folosit mai puțin așa în primăvară, cred că de câteva ori, iar apoi acum de pe la începutul septembrie îl folosesc în continuu. Bun, ce mai avem aici? Pentru ochi am desigur fardul stick de la Oriflame, de la The One, pe care îl tot folosesc și îl tot folosesc. Cred că nuanța ceva cu sand este, Cool Sand, că oricum nu se mai vede pe el, mai are foarte puțin în el și se termină. Oricum mai am stick-uri de genul acesta, dar și pe el îl recumpăr cu siguranță cu prima ocazie. Pentru partea de farduri mi-am luat palețica aceasta micuță de la Essence, Daily Love, Daily Dose of Love, care îmi place, o ador, este super faină, fix nuanțele pe care le folosesc eu, de asta vă arăta mai dimineața care era machiajul practic. Pe toată pleoapa am pus nuanța aceasta, în pliu nuanța aceasta, pe iarăși pe toată pleoapa așa ca fard am folosit-o pe aceasta, iar pe zona de pleoapă inferioară pe cea mov. Blenduite frumos și rezultatul a văzut mai devreme. Apoi, ce mai am? Carimel. Îl am pe acesta de la Avon, Legendary Length, care îmi place. Mai are puțin și el și se termină. Așa are periuța. Îl am în nuanța inițială apărută, cea de black, simplu. Apoi, pentru ten, palețica de la Oriflame, de la The One, în nuanța Sassy, care la anul primăvară și expiră, dar care îmi place super mult și cred că se poate vedea lucrul acesta pentru că e foarte folosită. Nu știu dacă se vede bine pe cameră, dar aici mai am puțin și ajung la tăviță, dar e o paletă chiar super faină și care merită, sincer să fiu, toți banii, mai ales când e la reducere undeva la 30 și maxim 5 de lei. Mi se pare perfect. Pentru buze mi-am luat acest produs de la Catrice. Este cel Powerful Lip Care în nuanța... Ce nuanță avem? În nuanța 020 Sparkling Guave. Este așa o nuanță foarte nude, naturală, drăguță. Numai rol de balsam nu are, dar... în fine, când am văzut Lip Care, mă așteptam să fie mai balsam, dar e mai mult ruj, sincer să fiu.
Și sprayul de fixare l-am luat pe acesta de la The One, pentru că este în varianta așa micuță de 45 de ml, dar care nu-mi place, sincer, să fiu absolut deloc. Nu-mi place cum pulverizează, cum se aplică. În fine, o să văd eu când se termină, dacă pun altceva în el, dacă e la fel, dacă nu. Asta e, înseamnă că nu o să mi-l mai iau. Dar oricum, pentru călătorii să-l folosesc așa de câteva ori, e ok. Și gata, cam asta e ce se află aici în porfărdelul meu.
Ei, și ne auzim de aici din cameră directă, de pe canapea, să spun așa, și în caz de auziți ceva huruind pe fundal, este boilerul, pentru că tocmai ce am ieșit din duș și cred că acum și încălzește și el la loc apa. M-am tot din oraș, ne-am plimbat, ne-am plimbat, că am mai fost cu încă un coleg, în fine, după aia ne-am mai întâlnit și cu alte persoane la masă, dar până atunci am făcut o plimbare prin centru vechi, la Nesebar. Eu nu am mai fost în Nesebar, cel puțin în centru vechi, nu am mai ajuns până acum. Acum a fost prima dată și pentru mine și mă bucur când am locuri noi de descoperit în Bulgaria, că de partea aia cu Durancula, Capcalia, Varna, efectiv sunt totul acolo, chiar e ca acasă. Așa că a fost chiar fain și drăguț, cum au partea aia de centru vechi, e cumva un fel de peninsulă de treci podulețul, vă filmasem eu, și intri efectiv în centru vechi, care nu e foarte mare, adică luat cap-coadă la picior, nu cred că ai mai mult de un kilometru, sincer să fiu. Sper să nu greșesc, dar undeva pe acolo, pentru că foarte repede ajungeai dintr-o parte în alta, cu străduțe așa din acele pietonale, foarte, v-am lăsat prin imagini, fain pavate, cu magazinașe, cu terase, cu case vechi, foarte fain, sincer să fiu, mi-a plăcut super mult, multe biserici și bisericuțe, și chiar ne spunea cineva că ar fi, acum sper să nu greșesc, cred că scrie sigur pe Google, că Nesebar ar fi unul dintre cele mai vechi orașe din Europa. Sper să nu greșesc. O să caut informația, sper să nu uit și pe Google dacă este chiar așa, dar chiar drăguț, adică foarte fain de vizitat. Ne-am oprit de-a mâncat la Sailor, Old Sailor, cumva ceva de genul se numea. Foarte bună mâncare, am mâncat o salată cu avocado, nu știu de ce am avut poftă de salată efectiv. Și apoi mi-am dat seama că nu prea ține de foame în condițiile în care am mâncat doar micul dejun astăzi și ăla, v-am arătat niște gogoșele așa cu brânzică, era un mic dejun tradițional bulgăresc din ce am aflat. Nu cred că am mai mâncat până acum, am mai mâncat varianta cu brânză, cu gem așa, dar nu cu gogoși, ci cu un fel de lipi am mai mâncat eu până acum. Dar chiar a fost bun și acela și când mi-am dat seama că salata aia n-o să fie de ajuns, mi-am mai comandat și niște scoici cu sos de roșii și usturoi și cu o ciabata din aceea super bună, puțină brânză pe ea. Foarte fain, foarte bun. Mâncarea, fiind zonă turistică și centru vechi, nu mi s-a părut absolut deloc scumpă. Mie chiar mi s-a părut la prețuri, cum am văzut și prin Varna, cam cum sunt și la Happy, unde ne oprim noi mereu să mâncăm, adică chiar ok din punctul ăsta de vedere. Cu mașina foarte fain au... cumva la intrare, când intri în zona veche, stânga-dreapta, au parcări mari, unde intri, lași mașina și mai știu, era 2 leva ora parcă. Tot foarte bine și ok. Oricum nu ai ce să faci și nu ai cum să stai să te plimbi, să te duci cu mașina până în fața terasei, pentru că efectiv pe acolo mai intră doar riveranii cumva cu mașina și nu știu dacă cei care au magazine. Dar erau ceva mașini pe acolo, pentru că sunt și case locuite în zona aceea veche și am fost așa și pe la magazinuțe, că erau multe pe acolo, mi-am luat și eu efectiv 2-3 chestii și mi-am luat desigur, pentru că n-am mai fost magnet, și aici e toată, stați să nimeresc eu să vă arăt, asta e așa zona de peninsulă, chiar cetatea, zidurile astea sunt la intrare și nu am descoperit unde este moara aceasta, sincer să fiu, în schimb am descoperit toate... și cred că văd acum cu magnet? Nu. Da, nu văd. Nu văd, am crezut că văd un magnet mare. În fine, un magnet. Mi-am mai luat apoi chestia asta cu condimente. Sunt condimente tradiționale handmade spice, spun ei, din bulgărești. E o combinație așa de condimente pe care puteți să o puneți la diverse chestii. Eu o mai am din dățile trecute, am primit-o și știu și am folosit din ea și mi-a plăcut super mult, așa că mi-am mai recumpărat o chestie din această micuță. Ca prețul, dacă vă ajută, magnetul în general cam a fost 1 leva, iar chestia aceasta a fost 2 leva. Bine, aveau și mai mari, mai scumpe, alte aranjamente, de astea să spun, dar eu am vrut așa micuță că na. Ajung și mai des oricum și ține. O chestie din aia chiar ține și n-aș vrea să se strice sau ceva. Și m-am oprit eu la
în magazin la un moment dat să mă uit la ceva chestii și am văzut o chestie care mi-a plăcut, mi-a rămas cumva gândul la ea și m-am dus la bancomat și am scos bani. Da, pentru că mai la toate magazinele, nu știu la terasă, sincer să fiu, pentru că noi am plecat mai devreme și am lăsat banii persoanelor care încă mai stăteau, dar la toate magazinașele din centru vechi, poți să plătesc cardul? Nu. Da, mulțumesc. Deci doar cash, doar cash. Dar nu vă faceți griji că sunt bancomate, bine, același bancomat, să nu, care cumva să încercați să căutați altă bancă, sunt unele de la Euronet, parcă, îi spune, dar efectiv aproape din metru în metru, din metru în metru, din metru în metru, deci nu, te uitai stânga-dreapta, vedeai cu siguranță un bancomat din ăla, deci este plin, efectiv e plin. Dar da, asta a fost chestia, că am mers la bancomat să mai scot bani și deși am revolut acelea, oricum iau comision, pentru că, hei, de ce nu? E bine că noi mi-a și revolutul mie. Mi-a doar banca lor, că scot de la ei, dar na, în fine, banca lor, ales cam internaționale. Și rămâse gândul la acest breloc cu Pikachu îmbrăcat așa în roz. N-a fost mult, a fost 5 leva, dar, sincer, eu nu aveam bani scoși, cred că mai aveam 10 leva sau ceva de genul prin portofel și oricum aveam nevoie de ei pentru mâine și m-am gândit că oricum o să mergem la masă și am nevoie de cash la mine, așa că da, am mai scos niște bani și mi l-am luat și pe domnul Pikachu. Deci eu am o pasiune așa de când eram mică și a apărut prima dată Pokémon la noi cu el. Și chiar mă uitam vara asta, prima mai aveau niște maimuțaie foarte drăguțe, dar mi se păreau foarte scumpe, 100 și 150 de lei pentru parțe. Ok, eu, pentru un copil care n-a se joacă cu el, ar fi ok, ar fi drăguț. Da, pentru mine care îl iau și îl pun acolo pe post de bibelou, ne, așa că am zis că să-mi iau un de ăsta, să-mi-l agăs, nu știu sigur dacă la geantă, că n-aș vrea să-l pierd, dar la un porfar, ceva, poate la porfardul în care am, cum îi spune, make-up-ul sau la cel în care am chestiile astea cu suportul, bateria externă, dar mi-a plăcut așa, foarte, foarte drăguțel și pare cumva, nu știu, că e un Pikachu îmbrăcat cu ceva, nu bluzon, onesie, cred că are un onesie pe el dacă nu mă înșel și e chiar drăguțel și da, bine, mi-am mai luat să încerc, pe asta chiar n-am văzut-o până acum, lind coconut intens dark, asta am luat-o să am așa puțin ceva dulce, poate în seara asta dacă vreau, mâine dimineață, mai zis că nu prea cumpărături prea multe. Văzusem ce-i drept un fel de cardigan, poncho, așa cumva, tricotat, văzusem și alb, văzusem și negru și roz, era 20 de leva, dar am întrebat dacă pot să plătesc cardul, acolo a fost prima dată când mi s-a zis că nu, pot să plătesc în leva sau în euro, dar nu cu cardul, da, e bine, e ok, cred că mă chinuiam, puteam să plătesc și în lei, dar na, înseamnă că m-am zis așa că n-a fost să fie și nu cred eu că l-aș fi purtat prea mult, adică doar îmi plăcea cum arată, ar fi mers așa cumva la un outfit două, dar nu cred. Așa că na, mai bine că nu mi l-am luat, iar apoi l-am găsit pe Pika Pika Pikachu. Bun, și cam asta cred că pentru seara aceasta. Mâine trezirea de dimineață, mic dejun, strâns gentuța, cele trei chestii, făcut bagaj, conferință toată ziua, aproape, și apoi na, drumul spre casă. Nu știu, cu siguranță, cred că ne mai... Nu știu, poate ne mai auzim mâine dimineață, dacă nu mai vedem, eu oricum o să încerc să vă mai las așa ceva cadre. Cu siguranță o să mai fac ceva cadre din partea cealaltă unde e sala de conferințe din complex, pentru că se vede foarte fain și partea cealaltă de... o parte, iarăși de complex acolo, pentru că v-am arătat harta că e foarte drăguț. Bun, și gata că mi-am oțit efectiv mâna și cred că se simte așa cum fac pe aici, pentru că v-am spus că încă încerc să mă obișnuiesc cu telefonul și faptul că este mai greu. V-am pupat pentru mine seara aceasta, pentru voi câteva secunde și ne auzim. Neața și hai că azi ne auzim așa de afară. Mi-s așa puțin între de restaurantul de micul dejun și cum mă duc spre cameră să vă arăt puțin pe aici. Bine, partea în care am stat eu, că mai este o parte dincolo unde e sala de conferințe. Și îmi place că e tot așa cu verdeață, foarte, foarte, foarte fain. Și vorbesc încet pentru că este efectiv liniște. Nu este
chiar foarte, foarte multă lume pe aici și na, încerc să nu deranjez și cele puține persoane care sunt prin complex, dar chiar e așa un loc super fain și foarte liniștit și aici e piscina pe care v-am mai tot arătat-o până acum una din ele, iar acolo sus sunt camerele și tot așa super fain și liniște și chiar curățau pe aici piscina și tot. Nu știu dacă mai sunt oameni care stau sau nu la piscină, dar da, ei curăță, aranjează totul, super fain și acolo în față de tot, se vede ușa aia, pe acolo intru și eu și mă duc să-mi iau și eu laptopul și să merg la întâlnire unde am. Așa că, nu știu, ne auzim mai târziu, ne mai vedem mai târziu, mai vedem. Și acolo pe colț unde sunt scările este recepția și sus, acolo la etajul 4, acolo aveam eu camera și aici așa, foarte drăguț și hai să vedem și partea cealaltă. Bun, și aici este iarăși o altă bucată de complex, eu sunt acum fix la sală, iar aici e acolo o piscină tip lagună, îi spun ei, și iarăși la fel, alte clădiri și ce-mi place mie super mult e arhitectura, cum sunt făcute, deci este foarte fain făcut complex, este complex de apartamente, sunt și închiriate, sunt și în regim hotelier, așa cumva un apart hotel ca și complex, dar super, super fain. Dar tot avem locația asta faină aici în spate, deși sunt eu puțin în umbră, dar priveliștea e superbă. Am zis că să vă spun că închei și acest vlog aici și vă mulțumesc pentru vizionare. Dacă mai filmez ceva cadre pe ziua de azi sau pe drumul spre casă, o să le las în continuare, dar am zis că să profit de priveliștea asta și să vă spun multe mulțumiri și ne vedem la un nou video. Vă pup! Pa, pa!